Bună dimineața, fetelor. Dați-mi în față. Suntem ieși cu frumoase astea, mică? Da? E cât e ceasul? 9:05. A doua zi, iar nu am mai închis, n-am mai să închid blogul. Și acum mai suntem numai doar noi două, pentru că Diana și cu Marco dorm încă. Ar fi trebuit azi dimineața să o duc pe Diana la grădiniță, dar problema e că s-a trezit azi noapte, în jur de ora 3, și era un pic călduț, avea un pic de febră, așa că am dat-o la cădită clipirină și un pic de lapte cald. La săracă nu mai avea somn și până când eu început să fac efect tacapirina să-i vină somn, m-a trecut o oră jumate, cam așa. Ce scuze că cască. Și de astăzi dimineața am lăsat-o să doarmă, am trimis un mesaj la învățătoare. Și am spus că astăzi Diana nu este, dar și o să o aduc luni la școală, chiar dacă mâine am întâlnire cu profesorii, cu învățătoarele, cu la grădiniță, și cred că o să trebuiască să le iau pe amândouă cu mine, și pe Diana și pe Ginevra. Am întâlnire de la 10:30 la 11:00. Pentru că mâine dimineață mă încerce toată lumea. Mama, Marco, tata și n-am cu cine să le las. Și găgărița asta mică ce-a trezit. Ce-a spus? Eu am dormit prea mult, băi. Vreau să ne trezim. Eu sunt rog că doarme de la 10:30, bine că s-o mai trezit și ea pe la 3-4, am mai mâncat și acum ea s-a trezit. Acum o să mergem să ne schimbăm, eu să mă spăl. Aseară am uitat să mă demachiez și asta este rezultatul. Așa întrebi. Mă, ce-l mai frumos! Dacă în dimineața și eu când vorbesc așa un pic pe nas, sper să nu fie da și mie răceala, că chiar nu am niciun chef. Bună dimineața! Uite ce l-am mai trezit aici! Ce fățucari, fata mea! Frumoasă! Acum, micul dejun, eu deja am început. Început cu niște felii din aia de pâine biscotată cu cereale, cu unt și cu dulceață. De ce că pe borcan scrie cireșe și vișine. Acum, nu știu, cred că sunt numai cireșe pentru că are o culoare prea roșu, prea deschis, dar oricum. Mi-am făcut un ceai verde acolo și cu 10 migdale. Am început să mănânc un pic mai sănătos, mai ales dimineața, pentru că trebuie neapărat să scad uleacă burta. Pentru că după două sarcini, eu nu am nevoie să scad în kilograme, deci kilogramele mele sunt perfecte, eu mă simt perfect în corpul meu, dar mi-a rămas un pic de burtică. Și vreau să o dau jos, așa că m-am pus în fiecare zi, măcar la micul dejun, să mănânc corect. Deja astăzi am pus unt pe felile de pâine, dar ieri am mâncat fără unt și nu mi-a plăcut deloc. Am spus, hai, chiar dacă nu le pun în fiecare zi, măcar o două dată. Măcar o dată nu. O dată da, două nu. Mami, nu pune mâna acolo. Și ceai verde. M-am dat la ceai verde chiar dacă nu-mi place. Cucu! De ce l-am trimis-o eu la grădiniță? Pe mă, ceai, 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 și cum spuneam, cu 10 migdale, pentru că îmi cade părul îngrozitor, dar mi se întâmplă exact cum mi s-a întâmplat și după ce am născut-o pe Diana. Cade o groază de păr, deci m-am în cap jumătate din păr care l-aveam eu, dar oricum știu că o să treacă o lună, două, o să treacă și o să crească la loc, nu nicio problemă. Dar mănânc migdale și pentru că fructele uscate fac foarte bine la organism și mai ales pentru că îți dă o senzație de cum să spune, de simți plin.
Deci nu mai vine foame și așa că dacă mănânc acum pe la 9:30, până la 12:30, 1 rezist fără să mai mănânc nimica. Făceam să mănânc la prânz și încă o dată pe la 4 și cina și gata. Acum se pregătește și micul dejun. Și pe aceea să vedem că mai am de trebuie să pun la loc toate actele și să ne pregătim să luăm la drum. Cred că până în 12 să reușim și noi să ieșim din casă. Dar nu promit nimic. Mama. A, mama. Cât ai combinat? Nu că voi de la limba. Ancora la mandorla? Sì, 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 sì. Sono grada. No, mamma, no. Oh, che bello! Ti piace, amore? Dai, andiamo a cercarne un altro. Tu non ti suzietta. Ciao! Mi hai visto il telefono a sorriso? Bravo, hai învățat tu ceva. Deci, de acum este proprio 1 ceasul. Și am fost deja la comercialist. Și acum ne-am oprit aici la Torino să mâncăm ceva. Aici în parc unde am mai fost, v-am mai dus. Ați mai spus. V-am mai luat cu noi aici la acest pas, unde sunt mai beberiți. Și nimic, facem alea cu plimbare, chiar dacă fetele sunt așa și așa, cum le-am acoperit bine. Și sincer să fiu, mie mi-e cam foame. Să vedem ce reușim ceva să păpăm și pe aceea mergem acasă. Da, mami? Piano. Brava! Hai visto? Che bello! Sei in montagna, poi c'è la roccia, è bello. Non ho mai baciato una di vetrani. Ma che la foto. Piano. Piano. È vero. Vai tu. Veramente, ma com'è rotatorio? Frulla! Fatta! Vedi ancora un mio! Frumoso! Che è questo frumoso quello? Ah, e zi foarte plăcută! Cucu. S-ar putea să... S-ar putea. Dacă era un pic mai cald, ar fi fost mai bine, dar... Și așa, e ok. Non ce n'è più, mamma? Cerchiamo, cerchiamo, troviamo. Ce n'è, amore? Vai con papà. Che brava, amore! Ma sei bravissima! Sei più coraggiosa della mamma, la mamma c'ha una paura, io col cacchio che mi facevo, gli ridavo dalla mano. Paura che mi mozzichi. Perché ti vuoi che mozzichi? No. Via, 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 via. Cosa vuole?
No, mami, no, no, no. Știi, mama, că ți-e foame, da? Acum merge la masină? Da? Vrei să pleci, dar tu râzi la cameră? A, poți să-ți iau. Hai că acum mergem. Ce faci tu, gârgăriță? Ce te uiți? Gârgăriță, nu, nu plânge. Nu plânge, e cartea lui soarta care face zgomot. Gârgăriță, gârgăriță. Pipa, pipa. E Pipa mama acolo? E Pipa? Îți place Pipa? Bine. Mami, faci ceau ceau la cameră? Saluți? Îmi saluți? Sănătos. Îmi saluți tu? Ne saluți tu? Mama. Da, mama. Și tu vrei să vii aici? Da, acum. Mama, dacă vrei să saluți, vin aici. O iubești pe mama? O iubești? Mă iubești, Diana? Diana? Dacă înțelege. Diana, mă iubești? Diana? Mă iubești? Ciao! Tu știi că mama te iubește? Mult te iubește. Mucioasă. Dai un pup lui mama? Ciao, ciao! Dai un pup lui mama? Ești fata mea frumoasă? Ești frumoasă? No. Nu e fata mea frumoasă? Nu ești fata mea frumoasă? Diana, dar tu ești frumoasă sau urâtă? Mama. Da. Asta Pipa. Pipa se spală pe dinți. Mama. Da, mama. Da, 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 da. Se spală pe dinți. Mama. Da, mama. Pipa. Pipa se spală pe dinți. Tu te speli pe dinți? Mătia în brațe. Este... Da, mama, da, mama. Da. Scuzați lumina, este aproape 6:30 seara. Eu nu mai pot, am obosit de praf. Mi-a venit sus aici, că trebuie să pun la punce, să ordinez o leacă. Jos, în Ginevra, acum a dormit. Aici sunt cu Diana, am luat-o sus cu mine. În speranța că nu face prea mult... zgomot. Scuzați-mă. Cum spuneam, eu sunt foarte obosită. Mine de noaptea, care aproape am dormit, cred că 2-3 ore. După amiază ne-am întors acasă, era 3:30 ceasul. Aș fi vrut eu ca fetele mele să mai doarmă măcar o oră. Da, mama. Wow, e braciolo. Cuțelul mai e? Si, mi fai finire un attimo di parlare, poi veni. Cuțelul mai e? Prin mare, si. Bai giocare. Ciao! Dar așa nu a fost să fie, pentru că fetele mele au adormit în mașină și au dormit vreo jumătate de oră și nu am pus să doarmă niciuna dintre ele. Și așa că sunt foarte obosită, dar mâncare am pus la punct de jos, am făcut și o mașină de spălat. Dar vreau înainte să închid acest vlog. Non buttare niente giù, non fare casino che sotto c'è tua sorella che dorme. Non mi fare arrabbiare, eh? Primul rând vreau să vă cer iertare pentru că iar am lipsit o lună, dar s-au întâmplat multe chestii. Am fost timpul obosit, am avut tot timpul de făcut și acum casa este varză, mai ales că dormitorul meu și camera fetelor este varză, praf, este o dizordine, trebuie de scris, mi-e și rușine. Dar în fiecare zi se iubește câte ceva și nu reușesc să pun la punct nimic, și moftic. Și nimica mi-a luat luna asta de ianuarie, de pauză. Aveam nevoie de pauză pentru că eram foarte stresată din mai multe motive. Dar sper să încep să mă revin cât de cât.
chiar pentru că nu am încotro, ci mi fac și eu la păr. În al doilea rând, vreau să vă mulțumesc pentru că suntem aproape 700 de înscriși pe canal și vreau să vă mulțumesc, mai ales pentru că s-au înscris o grămadă de persoane, chiar dacă eu în ultima lună nu am mai publicat niciun videoclip. Vreau să nu scrii cu carioca pe mobilă, că atâta mai trebuie. Și în al treilea rând, vreau să-mi spun ceva. De sub la un videoclip, care sincer să fiu, nu mi-aduc aminte care era un vlog, mi se pare, dar nu mi-aduc aminte care era, am încercat să-l caut acum, dar nu l-am găsit și deja mă doare capul. Nu mai stau să mă chinui să-l caut. În care o femeie, o fată, mă jignea, m-a lăsat un comentariu urât. Mi s-a mai întâmplat să primesc niște comentarii urâte, jignitoare, pentru felul în care eu vorbesc, adică cum vorbesc corect limba română. Dar eu la acele comentarii, vedeți, nici acum nu reușesc să vorbesc cum trebuie, ori răspund odată, ori nu răspund deloc și șterg comentariul ăla. L-am citit, acel comentariu, de o persoană, fată, cum e, nu știu ce ne-a făcut, și am uitat să-l șterg. Și mi s-a întâmplat să dau de el acum ceva timp și să văd că la dedesubt la comentariul acela urât, una dintre voi, care îmi cer iertare, nu mi-aduc aminte numele tău, dar eu te pup și îți mulțumesc din suflet, mi-a luat apărarea. Și eu răspuns la fata aia, a spus, dacă nu-ți place de ea, să nu te mai uiți. Ei bine, în primul rând vreau să-ți mulțumesc că mi-ai luat apărarea, dar în al doilea rând, ce m-a deranjat, pentru că persoana aia care a scris comentariul ăla urât, s-a luat de fata care mi-a luat partea, care mi-a luat apărarea. Vedeți, nu mă chiarti. Și chestia asta m-a deranjat, pentru că eu în primis să eu îmi pun fața pe YouTube, ok? Mă expun. Și eu sunt pregătită să primesc critici, ok? Dar mă deranjează când cineva îmi critică persoanele care țin la mine și se uită la clipulețele mele. Asta mă deranjează cel mai tare. Și așa că vreau să răspund la fata aia care mi-a lăsat comentariu jignitor și care o jignit pe fata care mi-a luat apărarea, că în primul rând ăsta tu nu cunoști, ok? Nu știu ce ai văzut în clipulețul ăla, nu mă cunoști, nu mă urmărești, pentru că dacă în primul rând mă urmăreai, știai de ce eu vorbesc rău limba română. În al doilea rând, să știi că nu ești o persoană educată. Mama, poți să mă lași leacă? Mama. E, questo bravo, quello glielo devi dare a papà per andare alle giostre. Sì, viva! Viva! Con mamma! Con la mamma, sì. Con papà. Mamma finisce di parlare e poi andiamo. In primo rende, deci, non lo conosci, non știi storia mea, non știi di ce io vorbesc limba română rău, să spunem așa. Și în primul rând nu ești măcar o persoană educată, să spunem așa, pentru că dacă vezi o persoană nu știe să vorbească bine, este fel și fel de te a expune la o persoană, nu poți să întrebi, dar scuze-mă, tu de ce nu vorbești corect limba română, nu? Poți să pui niște întrebare, nu? Foarte simplă și foarte educată. Dar nu fiind o persoană educată și respectoasă, mi-ai scris comentariul ăla urât și jignitor, care eu nici măcar nu ți-am răspuns, dar oricum. Da. Și în al doilea rând, canalul meu nu este un canal de gramatică, de gramatică română, nu este un canal de limba română, în sensul că nu predau limba română, nu am pretenții, nu pretind să învăț pe nimeni limba română, punct, ok? Și cum a spus și fata care
de pop scumpete care mi-au luat apărarea. Dacă nu-ți place de mie, de mine, închide videoclipul și la revedere, ok? Pentru că eu trăiesc bine. Și sper să asta să fie ultima dată când trebuie să răspund la cineva. Și eu l-am, vă repet, vreau să am ținut să răspund acum la comentariul ăla jignitor, doar pentru că cineva mi-a luat apărarea și cineva a fost jignit pentru că mi-a luat apărarea mea. Și asta nu mi se pare corect. Și nimic, acum chiar că încred blogul, că nu mai pot, încerc să pun leacă la punct aici să văd ce pot bine, ce nu mâine. Și după ce am adus să fac o faptul de pastă, da, mama, să pun pijamaul lui Diana și direct în pat, vreau să dorm, să dorm eu, să putem. Scuzați-mă, nu mai pot. Vine cu Adam, mama, salutare? Zi. Ciao, ciao. Zi, tu, mami. Pa. Wow, vei vedea le calamite? Brava. Zi, ciao, ciao. E cuse. E, poi vediamo noi che cos'è. Tu salutare le ragazze. Ciao, ciao. Dai un bacio.